Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la nouă emisiune Dialogul Speranței. Continuăm să vorbim despre parabola talanților. Suntem la cea de-a patra ocazie. Iată o parabolă pe care Domnul Hristos a rostit-o cu o încărcătură atât de puternică, atât de consistentă, încât ar fi nevoie de încă vreo 40 de emisiuni ca să putem înțelege parabola aceasta. Vorbim despre anumite daruri pe care Dumnezeu le-a pus în viața fiecare dintre noi, daruri care schimbă viața noastră, dar în același timp au capacitatea, prin folosirea lor, să schimbe și viețile celor din jurul nostru. Într-un fel sau altul le schimbă. Uneori, dacă nu controlăm și nu avem grijă la lucrul acesta, darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi schimbă în mod destructiv viața celor din jurul nostru. De aceea suntem aici să putem să înțelegem darul pe care Dumnezeu l-a pus în noi și în același timp să înțelegem felul în care ar trebui să-l folosim de o manieră constructivă în relațiile cu cei din jurul nostru. Am invitat alături de noi astăzi pe doi colegi pastori. Este vorba de domnul Vili Cotruță. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Și de domnul Felea Bogdan. Bine ați venit, domn Bogdan! Vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii care ne urmăresc. Mulțumim tare mult, domnul Iemi. Este alături de noi. Mulțumim, Iemi, că ești cu noi. Cu multă bucurie și cu drag să sunt alături de această echipă frumoasă. Învățăm împreună și sperăm și telespectatorii împreună cu noi. Domnul și domnilor, am avut un timp plăcut până la momentul de față, un timp în care am discutat despre Cuvântul lui Dumnezeu și întotdeauna trebuie să punem preț pe timpul pe care îl avem la dispoziție. Mi-aduc aminte de un citat al unui autor american, Ellen White, spunea: de nimic nu ne va cere Dumnezeu cont mai mult decât despre timpul pe care le-a pus la dispoziția noastră. Felul în care folosim timpul transformă viața noastră în bine sau în rău. De aceea, primul talent despre care vreau să vorbim în emisiunea de astăzi este despre timp. Ce importanță are timpul în viața fiecare dintre noi? Domnul Vili Cotruță v-a spus în locul în care se începe cu dumneavoastră. Cât de important este să înțelegem valoarea timpului și felul în care îl folosim? Cred că după darul vieții, darul timpului este cel mai important talent pe care Dumnezeu ne l-a oferit fiecăruia dintre noi. Putem folosi timpul în mod eficient, favorabil, sau putem pierde timpul. El oricum trece. Cred că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am folosit acest talent. Mai ales că în Efeseni capitolul 5 cu versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Putem să răscumpărăm vremea și unii oameni în puțin timp realizează mult lucru, alți oameni în mult timp nu realizează nimic. Pentru că nu știu să folosească timpul. Vedeți că sunt tot felul de sintagme despre timp, pierdere de timp, timpi morți, da? Cum reușim, domnul Felea, să nu avem parte de astfel de sintagme în viața noastră, da? Sunt unii oameni care spun: domnule, dar nu mi-ai dat un telefon sau nu mi-ai răspuns la telefon. Și spuneam: n-am avut timp. Nu te-ai achitat de promisiunea pe care mi-ai făcut-o cu timp mult în urmă. Și spui: n-am avut timp. Nu mi se pare că la un moment dat scuza aceasta că n-am avut timp o folosim mai la orice, ca să scap de responsabilitate? Spui: îmi pare rău, n-am avut timp. Vine cineva să te ajute și îi spui: eu îmi pare rău, nu am timp. Chiar dacă poți să-l ajuți, dar îl folosești ca o scuză doar să scap de insistența lui. Cum folosim timpul acesta în așa fel încât oamenii să se simtă binecuvântați de felul în care noi ne folosim timpul, această resursă inestimabilă, în așa fel încât ei să spună: mă bucur că am lângă mine un astfel de om care știe să-și gestioneze timpul și uite, mi-a oferit din timpul lui și mie. Atunci când cineva aduce argumentul acesta: nu am timp, poate ar trebui mai degrabă să spună: nu e prioritar pentru mine lucrul acesta. E foarte important să stabilim niște priorități și apoi le vom respecta. Dacă vrei cu adevărat să ajuți pe cineva, îți vei găsi timp pentru ca să faci lucrul acela. Dacă ar fi să ne gândim puțin, pentru că am o imagine în minte și nu este imaginea mea, este o ilustrație pe care o folosește Apostolul Pavel din domeniul sportului și spune așa: n-am câștigat încă premiul, n-am ajuns încă desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să îl apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. De unde e preluată ilustrația aceasta? Din domeniul sportului. Un sportiv
Cum credeți dumneavoastră că petrece el timpul? Sau cum își organizează timpul un sportiv? Vorbim despre timp. Își permite oricum, se trezește la orice oră, se uită pe geam, astăzi nu-mi place vremea, poate că mâine va fi mai bine, mă culc înapoi. Ține cont de niște reguli în programul pe care îl face. De ce? Pentru că dacă nu face lucrul acesta, n-ajunge la performanță. Pot exista și cazuri din acelea în care poate cineva se duce direct pe teren, dar nu poți să ajungi la un nivel profesionist. Nu poți să spui că faci sport de performanță. Dar un profesionist are un program și respectă programul respectiv. Se trezește dimineața, nu-și permite să mănânce orice și primul lucru pe care îl face dimineața este să se ducă la antrenament. De ce? Pentru că el este obsedat de o idee și anume că trebuie să fie cel mai bun pe teren, trebuie să câștige. Acum dacă ne gândim la creștin, și el trebuie să fie obsedat tot de ideea aceasta și anume că trebuie să fie biruitor. Cum? Folosind fiecare clipă, folosind fiecare secundă pentru obținerea premiului. Și premiul nu constă în medalie de aur, de argint sau de bronz, ci este premiul chemării cerești. Este împărăția lui Dumnezeu în care să dea Domnul să ajungem cu toți. Deci ce spuneți dumneavoastră că se impune și o disciplină, da? Și mi-aduc aminte de Pavel, 1 Corinteni 9:27, spunea, mă port aspru cu trupul meu și țin în stăpânire ca nu după ce eu am propovăduit multora eu însumi să fiu lepădat. Dacă nu ai o autodisciplină, da, în viață, talentul acesta se pierde. Vă rog, domnul Vili. Dacă îmi permiteți, două lucruri aș vrea să mai spun legat de lucrul acesta. Unu, pentru a nu rămâne în pană de timp, avem nevoie de programare. Corect. Mulți oameni se scuză, da, în vremurile de demult, oameni nu trebuiau să facă atât de multe lucruri într-un timp scurt. Însă astăzi avem la dispoziție o grămadă de instrumente. Cel mai simplu instrument este pixul și o bucată de hârtie. Și dacă eu îmi programez toate lucrurile, le trec acolo, e adevărat că avem telefoane inteligente acum sau alte programe mai sofisticate, însă fiecare are o bucată de foaie și un pix pentru a-și programa lucrurile în așa fel încât să încapă în timp și atunci nu va ajunge la lipsă de timp. Și al doilea lucru, cred că e foarte important, nu promite mai mult decât poți să faci. Cunosc persoane care, ori de câte ori sunt solicitate să facă un anumit lucru, spun da. Însă spun atât de multe dauri, încât dacă ar avea, nu știu, 48 de ore ziua lor, e posibil să nu încapă rezolvarea acelor sau împlinirea acelor promisiuni făcute. De aceea, știm cât timp avem, știm cât putem să facem, programăm atât cât putem să facem și ideal, spun unii oameni, n-ar trebui să ne programăm mai mult de 70% din timpul nostru, pentru că apar neprevăzute, se întâmplă acasă, se întâmplă cu familia, se întâmplă urgență. Corect. Și câte altele și atunci nu ajungem să intrăm în pană sau în criză de timp. Mulțumesc tare mult. Este foarte interesant ce ați spus, să nu ne programăm mai mult de 70% din timpul nostru, da? Și pentru neprevăzute. Uneori nu știm să spunem și nu. Poate trebuie că din dorința de a-i ajuta pe oameni, de a le face bine oamenilor, da? Dar trebuie să ținem cont că nu suntem atot puternici. Exact. Însă vedeți dumneavoastră, din dorința de a ajuta, spun da, nu pot să ajut și de fapt am încurcat pe acel om. Nu l-am ajutat cu nimic. De aceea mai bine îi spun nu pot, omul caută pe altcineva și rezolvă situația, decât să îl încurc, să încurc acea persoană. Încă un lucru, dacă tot ne-am întins la discuție pe subiectul acesta, foarte important este cum programăm activitățile. Dacă programăm lucrurile foarte importante, celelalte mai puțin importante, poate că își vor găsi loc printre ele. Stefan Covey are o carte, Eficiența în 7 trepte, în care vorbește despre cum să împărțim sarcinile, cum să eficientizăm timpul nostru și așa mai departe. De multe ori pierdem timp valoros cu lucruri care ar trebui să le aruncăm la coș sau care ar putea să le facă altcineva sau care am putea să le programăm pentru altă ocazie. Nu cu lucruri urgente și importante pe care trebuie să le fac acum. Cred că cel mai urgent și mai important lucru pe care ar trebui să-l facă fiecare creștin atunci când deschide ochii dimineața este să se întâlnească sau să îl întâlnească pe Dumnezeu.
Dacă pornim cu Dumnezeu ziua și punem ce este cel mai important la începutul zilei, atunci Dumnezeu ne va ajuta să folosim eficient timpul pe parcursul zilei. Dacă uităm să ne întâlnim cu Dumnezeu la începutul zilei, e posibil să-L căutăm peste zi și să nu-L mai găsim. Înțeles, mulțumesc. Există din ce în ce mai multe seminare astăzi, oamenii sunt foarte interesanți de time management. Cum să folosești mai bine timpul, cum să fii mai eficient în folosirea timpului. Și am convingerea că darul acesta pe care, sau talentul pe care Dumnezeu ne-l dă numit timp, este dat împreună cu instrucțiunile de folosire. Vreau să citesc o frază, domnule Bogdan Felea, și vreau să vă cer pe dumneavoastră opinia. Fraza spune cam așa: un scop hotărât, o silință stăruitoare și o economisire foarte grijorie a timpului vor face pe oameni în stare să dobândească cunoștințe, o cultură intelectuală care va califica spre a ocupa orice poziție influentă și folositoare. Vreau să le iau puțin pe rând și să vă întreb și pe dumneavoastră și pe domnul Vide Cotruță, cât de important este scopul hotărât în economisirea timpului sau în managementul timpului? Adevărul este că din momentul în care ne naștem pe pământul acesta, fiecare secundă care se scurge ne apropie tot mai mult de momentul trecerii în neființă. Și așa cum parcă s-a mai amintit în emisiunea aceasta, am întâlnit și eu oameni cu niște capacități extraordinare, de oameni care efectiv strălucesc, adică au daruri, însă nu le pot folosi la parametrii maxim, pentru că nu reușesc să se organizeze. Cuvântul organizare, din punctul meu de vedere, spune totul la capitolul acesta. În momentul în care știu că urmează o nouă săptămână, ar trebui măcar în linii mari să structurez în mintea mea. Dacă știu că am probleme, scriu pe o agendă cam ce vreau să se întâmple în săptămâna următoare. În fiecare dimineață când mă trezesc, să mă gândesc cam ce aș vrea să se întâmple în ziua respectivă. Dacă am un serviciu la care desfășor cam aceeași activitate. E important să inserez pe lângă activitatea zilnică și altceva care să mă provoace, ca să pot să cresc, așa cum spuneați dumneavoastră. Dacă în fiecare zi există aceeași rutină, aceleași lucruri pe care le execut în mod automat, atunci să nu mă aștept la niște rezultate extraordinare. Dar eu trebuie să am permanent în minte lucrul acesta. O provocare pentru ziua respectivă. Ceva nou, ceva care să mă facă să avansez. Mulțumesc foarte mult. O silință stăruitoare sau perseverență, domnule Vili Cotruță, cât de important este lucrul acesta în time management sau folosirea cât mai eficientă a timpului? Atunci când rămân sarcini neefectuate, lucrurile acestea ne trag în jos. Este ca și cum ne-am legat o greutate de picior și încercăm să alergăm. Toate acestea ne țin în urmă. Așa că atunci când am început un lucru, trebuie să-l finalizăm, l-am dat deoparte, începem un alt lucru. Nu știu dacă am mai povestit la dumneavoastră în emisiune, când eram copil mic, am auzit o întâmplare, o familie de la mine de acasă, atunci când a venit colectivizarea, ei aveau pământ, aveau cai, unelte, în fine. Li s-a luat totul și au rămas mai cu nimic. Și atunci capul familiei, soțul, a trebuit să plece la muncă așa cum plecau. Și soția îi scrie o scrisoare să vină acasă pentru că nu mai reușește să descurce cu lucrurile. Încep un lucru, nu reușesc să-l termin, încep un alt lucru, nu reușesc să-l termin și așa mai departe. Și soțul îi trimite înapoi o scrisoare și spune: draga mea, începe un lucru și termină-l. Abia după aceea începe un alt lucru și termină-l. Dacă noi lăsăm lucruri neterminate, acestea ne trag în jos și ne taie tot elanul de a mai rezolva și de a merge mai departe. Eu aș vrea să mai spun câteva lucruri. Dacă vrem să avem o folosire eficientă a timpului, trebuie să avem ordine în viață, trebuie să folosim în mod conștiincios și trebuie să avem parte de promptitudine. Atunci când apar anumite lucruri care pot fi făcute pe loc, rezolvate, date la o parte și nu te mai țin în loc. Încă un lucru, un autor spune așa: nu există nicio scuză pentru munca înceată și de cârpaci a cuiva. Dacă facem lucruri asupra cărora trebuie să revenim, atunci mai mult ne vom încurca pe noi și pe alții. Haideți să nu facem lucrare de cârpaci, ci haideți să facem cât mai bine posibil acel lucru și până la capăt. Probabil că și dumneavoastră și telespectatorii au întâlnit situații, e din nefericire
un personaj cu nume românesc despre care se tot vorbește, atunci când cineva face o lucrare de mântuială sau de cârpaci. Mă duc aminte că cu ceva timp în urmă am intrat cu mașina prin niște noroaie, aveam noroi pe roți, am spălat mașina, însă la viteză bătea, pentru că era noroi pe interior. Și m-am dus la o spălătorie și am la care spălasem mașina și am rugat să dea roțile jos, să le spele și să rezolve treaba aceasta. Bun, au făcut lucrul acesta, însă au spălat roțile doar pe interior. Mașina era curată în exterior. Și parte din mizeria din interiorul roții acum se vedea în exterior. Au pus roata la mașină și au lăsat-o așa. Păi nu pe interior m-ați rugat să spăl roata? Eu am rămas fără cuvinte, adică nu se subînțelegea că și pe exterior trebuie să fie curată. Nu, eu le-am spus doar să dea noroiul de pe interior. Muncă de cărpaci. Eu am o vorbă. Haideți că atunci când facem un lucru să ne placă și nouă ce am făcut. Și atunci cred că va fi bine. Mulțumesc foarte mult, domnule Bogdan Ferea. Pentru noastră mai am o singură întrebare legată de time management, folosire eficientă a timpului, o economisire foarte grijulie a timpului. Oamenii importanți, când spun importanți, nu înseamnă că unii sunt mai importanți decât alții, dar oameni de afaceri care sunt foarte ocupați și au învățat foarte bine să folosească timpul. Când fixează întâlniri de afaceri, aproape niciodată nu spun ne întâlnim la ora 10 sau ne întâlnim la ora 20 sau ne întâlnim la 10 și jumătate. Chiar nici măcar la 10 și un sfert. Ei zic ne întâlnim la 10 și 8 minute. Ne întâlnim la 10 și 7 minute. Ceea ce spune despre ei că fiecare minut este bine programat. Ce părere aveți despre modul acesta de a economisi timpul și dacă credeți că am putea și noi, cei care poate nu suntem atât de, eu știu, angajați în astfel de activități, ne-ar prinde bine și nouă metoda aceasta? Cred că spune ceva despre tine ca om, respectarea programului și transmiți un lucru celui cu care urmează să te întâlnești doar prin faptul că respecti exact ora pe care ai stabilit-o. Chiar și prezența noastră în platoul acesta întâmpină anumite dificultăți cu locul de parcare. Am învățat deja lecția aceasta. În mod normal mi-ar trebui cam un sfert de oră să ajung până aici, însă îmi iau în jur de 40 de minute, chiar 50 de minute, pentru că știu că este posibil să nu găsesc loc de parcare și să nu întârzi și să nu aștepte alții din cauza mea. Cu anumite eforturi, cred că se poate rezolva și problema aceasta. Dacă îmi permiteți, trăim într-un timp când putem irosi timpul. O trăim într-o vreme, în care putem irosi timpul. Avem atâția cronofagi care atentează la timpul nostru. De aceea trebuie să înțelegem ce este important, ce nu este important. Iar ceea ce nu este important, nu spun acum că nu ar trebui să ne mai și destindem, dar dacă pierdem timpul în felul acesta, e posibil ca mai târziu să nu fie bine. De aceea, haideți să punem lucrurile importante la locul lor, le programăm în așa fel încât să avem timp și pentru noi, și pentru familie, și pentru alte lucruri. Vă mai adresez o singură întrebare, sper că nu greșesc. Psalmul 90 are în mijlocul lui un verset care spune cam așa. E o rugăciune pe care creștinul o adresează, învață-ne să numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cât de important este căpătarea unei inimi înțelepte cu numărarea bună a timpului? Da, de multe ori oamenii, și acum vin în domeniul spiritual, spun așa, la bătrânețe, atunci o să-L cunosc pe Dumnezeu, atunci o să am o relație mai apropiată cu Dumnezeu. Însă, dragii mei, dacă numărăm bine zilele, vedem că unii oameni nu ajung la bătrânețe. De aceea, astăzi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă citim din cartea Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 3, în cel puțin 3 versete ni se spune astăzi, astăzi, astăzi. Dumnezeu ne-a dat ziua de astăzi pe care să o folosim. Ieri este trecut, nu putem schimba nimic, mâine nu ne aparține, nu știm dacă vom mai fi sau nu vom mai fi, de aceea astăzi trebuie să rezolvăm ceea ce avem de rezolvat. De ce astăzi? Pentru că tot Evrei, capitolul 4, versetul 1, spune că va veni o vreme când va fi prea târziu și nu vom mai putea rezolva absolut nimic. Haideți ca astăzi cât putem să gândim, să vorbim, să acționăm cât mai bine posibil.
Bun, ca să putem acționa astăzi, ca să putem acționa cât mai bine posibil, mai avem nevoie și de un alt dar, un alt ram pe care Dumnezeu ne-l dă, și anume un dar numit sănătate. Este probabil cel mai de preț dar pe care îl primim din partea lui Dumnezeu. Este extrem de important să te naști un copil sănătos și nu este bucurie mai mare pentru părinți decât aceea că atunci când au născut un copil, în urma analizei medicilor, să spună: da, aveți un copil sănătos. Cât de important este, domnul Felea, să înțelegem darul acesta din partea lui Dumnezeu? Pentru că știți cum este? Sunt puține ocaziile în care te rogi lui Dumnezeu și spui: Doamne, mulțumesc pentru sănătate, atunci când ești sănătos. În momentul în care începe să se șubrezească sănătatea și ajungi să bați în porțile spitalelor, spui: Doamne, dă-mi și mie ceva sănătate. Cât de important este și cum ar trebui să tratăm darul acesta numit sănătate? Sau este un dar sau e un dat sănătatea? Te poți naște sănătos sau te poți naște bolnav, iar în Sfânta Scriptură avem chiar descrisă o situație de felul acesta, când a ajuns înaintea lui Iisus cineva bolnav, ori din naștere, și ucenicii lui Hristos au întrebat: cine a păcătuit? E o problemă aici, e un blestem. În mod normal n-ar trebui să se întâmple așa ceva, așadar a păcătuit cineva. Asta era concepția vremii respective. Însă noi știm că Dumnezeu poate îngădui ca cineva să se nască bolnav, sau dacă ești sănătos, în momentul în care ajungi într-un spital, conștientizezi mai mult darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, pentru că El a îngăduit să te naști sănătos. Despre darul acesta al sănătății pot vorbi mult specialiștii. Sunt foarte multe seminare pe subiectul acesta. Eu am înțeles următorul lucru. Pentru mine este clar, și anume, există o poruncă în Scriptură care spune să nu ucizi. Și noi, dacă nu am dat în cap nimănui, considerăm că stăm foarte bine, nu avem nicio problemă la capitolul acesta. Însă orice act care scurtează viața este până la urmă călcarea acestei porunci. Și aici putem să vorbim și despre anumite practici care dăunează sau pun în pericol viața noastră. Deci, în momentul în care știu sigur că un lucru pune în pericol trupul meu, pentru că nu îmi face bine, ci dimpotrivă îmi face mult rău, atunci eu calc porunca aceasta. Nici nu ne putem imagina câte implicații are porunca care spune clar să nu ucizi. Mulțumesc. Domnul Codruță, vin și insist pe întrebarea aceasta. Este sănătatea un dar sau un dat? E normal să mă nasc sănătos și să cer la un moment dat socoteala lui Dumnezeu: Doamne, dar de ce nu m-am născut și eu sănătos? Pentru că știi ce se întâmplă? Felul în care înțeleg lucrul acesta îmi influențează radical felul în care eu voi înțelege sănătatea și felul în care o voi aprecia. Dacă e un dat, înseamnă că n-am nicio responsabilitate față de nimeni. Dar dacă e un dar, cum ar trebui să o văd? Am putea spune că este și dar și dat. În primul rând este darul lui Dumnezeu sănătatea. Corect. Însă mie și soției mele, haideți, Dumnezeu ne-a dat sănătate. Iar noi îngrijim această sănătate pentru a putea transmite generației următoare, adică în mod direct copiilor și apoi nepoților noștri, un bagaj genetic bun și sănătate, sau eu pot să îmi bat joc de sănătatea mea și atunci implicit voi transmite copiilor și nepoților mei un bagaj genetic slab și înclinații sau, mă rog, posibilitatea anumitor afecțiuni. Chiar dacă se vor naște sănătoși, ei vor avea sensibilitate către anumite afecțiuni. Așadar, în primul rând este un dar al lui Dumnezeu pentru pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl păstrăm, în așa fel încât să avem o viață cât mai sănătoasă. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 6: trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Noi trebuie să avem grijă de trupul acesta, atât pentru noi, cât și pentru generațiile care urmează. De asemenea, Apostolul Ioan, în 3 Ioan, capitolul 1, cu versetul 2, ne spune că Dumnezeu este interesat ca sănătatea noastră să sporească, tot așa cum sporește și sufletul nostru, și credința noastră, și relația noastră cu Dumnezeu. Însă, Dumnezeu a pus anumite reguli. Așa cum un proiectant și un constructor de automobile
îți dă o carte tehnică a mașinii respective și îți spune ce fel de combustibil să utilizezi, ce fel de lichid de răcire, ce fel de ulei și așa mai departe să folosești. La fel și Dumnezeu în cartea tehnică, în Sfânta Scriptură, ne-a lăsat anumite principii după care să călăuzim viața noastră, să conducem viața noastră. Dacă noi respectăm aceste principii, organismul va funcționa în parametrii normali. De asemenea, nu trebuie să uităm că sănătatea, starea de sănătate nu depinde doar de respectarea acestor principii de către noi. Aerul pe care îl respirăm nu-l putem controla. Eu știu, haideți să spun doar generic, radiațiile care sunt în jurul nostru și alte lucruri care ne afectează, nu le putem controla, însă, măcar atât cât depinde de noi și atât cât putem controla, haideți să trăim o viață sănătoasă. Și aș vrea să spun pe scurt 8 principii de sănătate pe care le putem controla fiecare dintre noi. 1. Apa. Mulți oameni nu mai beau apă și atunci organismul lor suferă. Dumnezeu ne-a dat apa limpede, apa de izvor, ca să o folosim. Apoi, mulți oameni nu mai ies în aer liber sau nu mai respiră aer curat, ci din contră, respiră aer poluat. Niciun om nu pune nasul la țeava de eșapament a mașinii să respire. Niciun om sănătos. Însă unii oameni duc monoxidul de carbon într-o altă formă în plămânii și în organismul lor. Și dacă ar fi doar monoxid de carbon, însă sunt o grămadă de alte substanțe. Așa că haideți să folosim aerul curat sau cât mai curat. Apoi, mișcarea. Dumnezeu a construit o grupă mare de mușchi în organismul nostru și trebuie să-i folosim pe toți. Țin seminarii pe la tineri, prin tabere și în alte ocazii și le spun că de multe ori ei fac gimnastica degetului și gimnastica degetelor. Ce e aia gimnastica degetului? Se ia o telecomandă și se schimbă canalul și fac gimnastică cu un deget, da? Sau telefon. Ce e aia? Sau cu telefonul. Ce e aia gimnastica degetelor? Stai la tastatură și faci gimnastica degetelor, dar noi nu avem mușchi doar la degete, ci avem în tot organismul nostru, de aceea trebuie să facem mișcare. Apoi avem nevoie de odihnă și e un termen tot mai des folosit, burnout, da? Oameni sau orcoholici, oameni care muncesc până când cad pe brazdă. Apoi Dumnezeu ne-a dat o hrană sănătoasă și putem să alegem să folosim un combustibil sănătos pentru organismul nostru ca să-l menținem sănătos sau nu. Apoi Dumnezeu ne-a dat lumina soarelui pe care putem să o folosim în mod eficient sau nu. Avem nevoie de vitamina D. Dacă soarele vede pielea noastră, însă atenție, atunci când soarele este prea puternic, la amiază, putem să dăm de necaz. De aceea trebuie să folosim judicios lucrul acesta. Apoi, avem nevoie de cumpătare. Poți să mănânci, să bei și așa mai departe, ceea ce este cel mai bun, însă dacă nu folosești cumpătat lucrurile acestea, iarăși te vei îmbolnăvi. Și poate nu în ultimul rând, avem nevoie de încredere. Încredere în Dumnezeu și avem nevoie de încredere în semenii noștri, de un cerc de prieteni care să ne ajută să avem o viață echilibrată. Specialiștii spun că oamenii care sunt credincioși se vindecă mult mai ușor, răspund mult mai bine la tratament decât oamenii necredincioși. Deci avem nevoie de încredere în Dumnezeu. Un alt lucru, oamenii care sunt din punct de vedere social implicați sau, eu știu, înconjurați de relații sociale, sunt mai sănătoși și mai ușor se vindecă atunci când au de-a face cu anumite afecțiuni. Așadar, eu cred că sănătatea este un dar din partea lui Dumnezeu, însă acest dar îl putem folosi bine și păstra sau îl putem risipi. Atunci când îl înțelegem că este un dar al lui Dumnezeu, înțelegem și responsabilitatea pe care o avem legat de textul pe care îl spuneați. Apostolul Pavel spune, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și ați fost răscumpărați cu un preț, așa că voi nu mai sunteți ai voștri. Nu putem să spunem, e sănătatea mea și fac ce vreau cu ea. Nu, este sănătatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și e responsabilitatea să o păstrești, să o folosești de așa manieră încât să-ți ajute și ție. Da, să-i ajute și pe cei din jurul tău. Noi existăm și pentru ceilalți. Da, dacă tot vorbim de parabola talanților, nu trebuie să uităm că acești talanți nu erau ai robilor, ci ai stăpânului. Ai stăpânului. Sigur, și stăpânul, la un moment dat, i-a întrebat ce ați făcut cu talanții aceștia. Și ne va întreba și despre sănătate, nu? Exact. Am vorbit despre timp, am vorbit despre sănătate, acum vorbim puțin despre bani. Este un talent, este un dar din partea lui Dumnezeu și cu siguranță telespectatorii noștri ciulesc urechile și sunt din ce în ce mai atenți. Există câteva categorii de oameni. O categorie spune așa. Primesc o anumită, muncesc, Dumnezeu mi-a dat sănătate, mi-am folosit cu eficiență timpul, așa că în consecință primesc un salariu sau obțin niște bani în urma unei activități economice. Acum, ajunge în momentul în care banii sunt în mâna mea, profitul acela, și unii oameni spun cam așa. 1. Eu am muncit,
sunt brațele mele, este sănătatea mea, este înțelepciunea, este modul în care eu m-am gândit să folosesc timpul acesta, așa că banii aceștia sunt ai mei. 1. 2. Sunt alții care spun așa, am primit suma de bani, 10%, așa cum spune Scriptura, o înapoiez lui Dumnezeu, mai dau și darul lui Dumnezeu, restul de, eu știu, 80-70% cât îmi rămân acasă, îi folosesc fără să-l mai trebuie Dumnezeu. Mai este și a treia variantă. Oamenii care spun așa, chiar dacă sănătatea de la Dumnezeu, timpul este de la Dumnezeu, modul în care am folosit este de la Dumnezeu, așa că și banii sunt tot al lui Dumnezeu în totalitate. Poate că aș vrea să vă gândiți la cele trei moduri în care oamenii se manifestă față de acest talent banii și să-mi spuneți ce spune Biblia, ce spune Scriptura, cum e mai bine. Biblia vorbește despre administrarea bunurilor, despre, știu eu, dăruirea generoasă pentru cauza lui Dumnezeu și în a doua parte a epistolei către Corinteni, sunt două capitole, Pavel discută problema aceasta a dăruirii bunurilor materiale, capitolul 8 și capitolul 9, 2 Corinteni, și spune așa, după cum sporiți în toate lucrurile, adică în ce sporiți? În credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Deci, apostolul subliniază faptul că exemplul nostru în problema dăruirii este până la urmă Domnul Iisus Hristos, care, deși era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui, noi toți să devenim bogați. Eu cred că o întrebare pe care o vom primi până la urmă la judecată, dacă noi mai credem în judecată, va fi aceasta. Cum te-ai raportat față de semenul tău care era în nevoie? Pentru că spunea Dumnezeu, dacă voi credeți că sunteți lipiți de mine, că sunteți credincioși, că faceți anumite lucruri și sunteți mântuiți, vă înșelați. Credința voastră până la urmă nu poate să fie dovedită și atunci îl introduce în discuție pe aproapele. Atitudinea față de aproapele. Pentru că ori de câte ori faceți aceste lucruri, unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le faceți. Deci când facem ceva pentru aproapele în nevoie, e ca și cum am face ceva pentru Mântuitorul. Când nu facem, nu facem pentru El. În momentul în care îl văd pe cel de lângă mine, pe cel sărac, în persoana Mântuitorului, se schimbă radical. Și eu cred că ăsta este până la urmă și rostul Evangheliei, sau ăsta este menirea creștinismului. O religie care nu îl atinge absolut deloc pe aproapele meu care este în nevoie, este o religie moartă. Mulțumesc foarte mult. Știu că v-ați cercetat, v-ați gândit la niște răspunsuri. Să vă las pe dumneavoastră să răspundeți și apoi am să vin cu întrebări. Dacă îmi permiteți, Psalmul 24 cu versetul 1 spune așa, Domnul este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Noi ar trebui să înțelegem că eu, în primul rând, sunt al lui Dumnezeu, apoi capacitățile și darurile pe care le-a dat Dumnezeu ca să pot face bani sunt tot ale lui Dumnezeu, așa că tot ceea ce sunt eu și este al meu sau pot să fac, îi aparține lui Dumnezeu. Dacă vom gândi în felul acesta, atunci va fi simplu cu rezolvarea banilor. Tot din Proverbe, capitolul 3 cu 9, dacă gândesc așa, spune înțeleptul, cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Dacă înțeleg că sunt al lui Dumnezeu, atunci îl voi cinsti pe Dumnezeu, nu pe undeva la urmă, ci la început. Proverbe 22 cu versetul 9 spune așa, omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Dumnezeu a lăsat săraci în țară pentru a vedea spiritul acest de mărinimie din partea noastră. Acest spirit îl învățăm de la Dumnezeu, pentru că noi eram săraci și Mântuitorul a venit în lumea noastră să ne salveze. Eram nenorociți chiar. Și ultimul verset pe care, dacă îmi permiteți, aș vrea să-l citesc, Proverbe 21, versul 27, spune așa, cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat de blesteme. Cineva spunea o ilustrație care mi-e place mult. Atunci când vrei ca Dumnezeu să-ți pună în palmă, trebuie să ții palma deschisă. Însă când ții palma deschisă, oferi celorlalți din ceea ce a pus Dumnezeu acolo. Dacă ții palma închisă, nici nu oferi altora, dar nici Dumnezeu nu are unde pune.
Da, foarte interesant. Cred că tot în acest studio unul din colegii invitați a spus o ilustrație sau o întâmplare, cred că era reală. Aflându-se la un supermarket, întotdeauna se mai întâmplă ca de la case să mai cadă pe jos bănuți. Și cineva bine îmbrăcat, bine situat și poate intelectual și material, s-a plecat și a luat un bănuț. Și colegul care era cu el, te aplici pentru 10 bani, dăm un exemplu, da? Și omul spune, banii aceștia sunt bani munciți. Am găsit o propoziție pe care vreau să o citesc, vă cer opinia noastră. În folosirea fiecărui bănuț, nu se referă bancnote, fiecărui bancnote, se va vedea dacă iubim mai presus de orice pe Dumnezeu, iar pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Ați spus ceva, vreau să mai dezvoltați. Mântuitorul Iisus Hristos, când era pe pământul acesta, într-o zi stătea în templu, învăța pe oameni, discuta cu ei și într-un mod neobservat de alți oameni, o văduvă a venit și a pus niște bănuți acolo. Era o cutie care scotea un zgomot, așa fel încât oamenii să fie atrași de multitudinea de monede care cădeau acolo. Văduva respectivă a pus foarte puțin. Și nimeni nu știa, poate că ar fi trecut neobservată, pentru că nu era o zornăială lungă, da? Pentru că a pus poate o monedă sau două acolo și s-a stins imediat sunetul, zgomotul. Sământuitorul atrage atenția celor care l-ascultau, vedeți văduva aceasta, a dat mai mult decât toți ceilalți. Și cum adică? Abia am auzit un clinchet acolo, mai nimic, a fost foarte puțin. Sământuitorul a mai spus ceva. I-a dat tot ce a avut. Atunci când îl punem pe Dumnezeu pe primul loc și când înțelegem că viața noastră aparține lui Dumnezeu, îi dăm tot ceea ce avem. Asta nu înseamnă că voi da tot contul din bancă, poate. Însă dacă mă dau pe mine, voi folosi judicios în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii ceea ce Dumnezeu mi-a oferit ca binecuvântare. Poate că unui om sau poate că un om n-are nevoie de banii mei, însă are nevoie de sfatul meu. Mi-aduc aminte cu ani în urmă m-am mutat într-o localitate, locuiam la casă și aveam o grădină destul de frumoasă și foștii proprietari puneau porumb acolo și eu am rămas uimit. Părinții mei, având solar de mic, eram obișnuit cu lucrurile astea și am spus, nu, aici trebuie să am și eu niște legume, niște flori, să fie frumos, nu porumb. Și toți vecinii au spus, nu se fac legume aici, nu-i bun pentru așa ceva. Și am spus, încerc. Asta e. După ce am avut un an foarte bun și foarte frumos și am mâncat roșii din grădina noastră și legume și erau flori frumoase, vecinii se uitau lung și au spus al doilea an, vecinul, nu ne înveți și pe noi? Nu m-a costat nimic. Iar astăzi când merg prin localitatea respectivă, toți vecinii mei de atunci au legume, nu mai pun porumb, ci folosesc în mod judicios terenul respectiv. Dragii mei, ai ajutat pe alții. Poate că nu-i nevoie neapărat de bani, însă dacă ai dispoziția aceasta și înțelegi că ești copil al lui Dumnezeu, vei găsi posibilități să-l sprijini pe un om. Un proverb japonez spune așa, nu-i dau omului un pește, ci învață-l să pescuiască. Poate cu banii mei îl ajut să facă o școală. Nu-i dau mâncare astăzi, pentru că va trebui să-i dau mâncare toată viața, dar îl ajut să învețe, să muncească ceva și să câștige și el. Și dacă e nevoie de bani, îi investesc în educația lui și am ridicat pe acel om. Este important ce a spus domnul Cotruț, să înveți pe oameni acele lucruri care nu ți se par foarte importante, dar să-l înveți un lucru esențial, chiar dacă ți se pare un lucru mic. Spune Scriptura că noi ar trebui să fim credincioși în cele mai mici lucruri, ca Dumnezeu să ne poată da ca moștenire lucrurile mari. Domnul Felea, cât de important este să faci locul acesta? Să dai atenție detaliilor. Detaliile din relația ta cu cei din jur, detaliilor din relația ta cu Dumnezeu, cât de important este să pui preț pe fiecare lucru? Micile detalii de obicei fac diferența. Îmi este greu să cred că Dumnezeu ne-a creat pe noi ca niște roboți și pornind de la un lucru mic acum, ne dezvoltăm, creștem și ajungem să facem niște lucruri mari. Ori cu ritmul acesta trebuie să ne deprindem de aici, de pe pământ, pentru că eu cred că și atunci când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, noi vom continua să ne dezvoltăm. În ce sens? Nu în sensul fizic. Nu vom crește la nesfârșit, ci vom crește în privința cunoașterii lui Dumnezeu. Vom experimenta dragostea lui Dumnezeu la alte dimensiuni. Așa am fost creați și așa vom fi. Deci nu suntem niște roboți. Rămânem așa. Ei bine,
Și aici pe pământ suntem chemați să dezvoltăm darurile pe care le avem. Astăzi pot să fac un lucru și dacă voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu și El va spune, uite, sunt bucuros de ceea ce ai făcut sau cum ai făcut tu pe pământ, dar eu cred că poți să faci lucrul acesta și mai bine. N-ar trebui să mă supăr. Adică un om care vrea să realizeze niște lucruri trebuie să fie nemulțumit permanent de el însuși. E o diferență mare să fiu nemulțumit de mine și să fiu mulțumit de ceea ce am. De obicei, noi suntem mulțumiți de noi înșine și suntem nemulțumiți de ceea ce avem sau nemulțumiți de cei care sunt în jurul nostru și dăm vina pe alții de starea noastră. Să fiu nemulțumit de mine și să-mi doresc tot timpul să cresc. De altfel, să nu fim supărați dacă Dumnezeu observă greșeli, pentru că idealul lui Dumnezeu este mult mai înalt decât gândirea noastră. Iar El vrea să ne ducă și pe noi pe sfere mult mai înalte. Mulțumesc tare mult! Domnul Cotruță, am putea spune că atenția aceasta la detalii face diferență, așa cum spunea domnul Felea, și ne ajută în creștere? Dacă la un moment dat spunea, domnule, asta nu este importantă, este important doar ce-mi imaginez eu și mi-este suficient ce am, mă ajută atenția la detalii să cresc? Noi trăim într-o lume reală și nu imaginară. De aceea, deși fiecare dintre noi avem idealurile noastre, da, și imaginația noastră, haideți să coborâm în real și atunci să folosim cât mai bine darurile pe care le-a dat Dumnezeu și acum vorbim despre bani, în așa fel încât să producă efecte. Banii nu au valoare în ei înșiși, ci banii au valoare dacă le dăm valoare, dacă le oferim valoare. Dacă rămâne ceva în urma noastră, atunci banii au avut valoare în viața noastră. Dacă sunt cheltuiți, oricum banii se duc. Și nu, dacă nu rămâne nimic, atunci banii n-au avut nicio valoare în viața noastră. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să-i cheltuim în așa fel încât să le dăm valoare banilor și să rămână ceva frumos în urma noastră. Deci, practic, noi dăm valoare banilor și nu banii ne dau nouă valoare. Așa ar trebui să fie. Din nefericire, trăim într-o societate în care lucrurile sunt pe dos. Asta este, ar trebui subliniat lucrul acesta și să se țină minte, valoarea noi o dăm banilor și nu invers, da? Pentru că lucrurile se întâmplă invers și afectează foarte mult dezvoltarea noastră intelectuală, spirituală, atunci când vrei ca banul să-ți dea ție valoare. Din nefericire, da, ce mai mult să fac lucrul acesta? Dacă citim în Evanghelia după Matei, capitolul 25, acolo unde este pilda talanților, de la versetul 31 mai departe, Mântuitorul vorbește despre judecata viitoare. Și spune, mi-ați dat să mănânc, m-ați vizitat în spitale și așa mai departe. Oameni necăjiți, sprijiniți de oameni care au un anumit dar din partea lui Dumnezeu. Haideți să facem în așa fel încât să dăm valoare banilor, adică să rămână ceva în urma noastră. Mulțumesc foarte mult. Ne apropiem de încheiere. Vorbim despre parabola talanților. Amintim telespectatorul nostru că se află în Matei capitolul 25, de la versetul 14 la 30, cu învățători extraordinari. Ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Bogdan Ferea, este această întrebare. Cred că va constitui și răspunsul concluziei al dumneavoastră. Cel cu un singur talent, la el ne referim acum, nu consideră că este necesar ca talentul acesta să-l pună la schimbător, pentru că e și unul, e prea puțin, de aceea cred că îi se pare mai folositor să-l ascundă. Și acum, de aici plec și merg spre noi, spre o interpretare sau o gândire contemporană. Sunt foarte mulți oameni care zic cam așa, dacă aș fi și eu la fel de talentat ca cel de acolo, are darul vorbirii, are darul influenței, este așa, are un șarm aparte atunci când se află între oameni. Da, aș putea să fac și eu ca el multe lucruri, dar eu am decât toate eu și eu un lucru mărunt, un talent care aproape este invizibil. Așa că, mai degrabă, mă ascund și printre mulțime și dacă vreodată se ivește o ocazie măreață, am să fac și eu ceva. E ok așa sau trebuie schimbată această mentalitate? Citind realizările unor oameni, avem impresia că ei au fost predestinați pentru ceva măreț. Însă au fost oameni obișnuiți, oameni simpli, care au fost dominați de un gând. Trebuie să ne punem ținte înalte. Asta este învățătura. Darul mic pe care l-am acum să fie și mai mare mâine. Și sunt patru domenii la care vă invit împreună să luăm aminte și ar trebui să creștem. În primul rând, trebuie să
creștem în domeniul spiritual. Și asta nu pot să fac altfel decât apreciind mai mult cuvântul lui Dumnezeu și aducându-l mai aproape în viața mea. Dacă în fiecare zi nu-mi iau un text la care să meditez, dacă nu meditez la jertfa lui Hristos, din ce în ce mai mult și să fiu mai aproape de El. Domeniul spiritual, apoi domeniul fizic, trebuie să am grijă de sănătate, trebuie să-mi stabilesc odată niște reguli clare și să le experimentez în viața mea. Apoi trebuie să mai creștem din punct de vedere intelectual și aici nu există limite. Creierul nostru nu mai funcționează așa cum funcționa creierul lui Adam sau creierul Evei, dar trebuie să fie folosit. Și apoi trebuie să creștem din punct de vedere social. Trăim într-o lume care ne învață egoismul. Se pune foarte mult accent pe egoism. Să fie bine mie, dacă am eu un salariu, familia mea să fie în siguranță, trebuie să dezvolt relații și să am urechea fină pentru ca să aud și strigătele oamenilor îndurerați care sunt în jurul meu. S-ar putea să fie greu, nu toți oamenii își doresc să comunice, nu toți oamenii doresc să aibă astfel de relații, însă cred că Dumnezeu ne poate ajuta să construim ceva care să aibă rezultate pentru veșnicie. Mulțumesc foarte mult. Domnule Billy Cotruță, să mă apuc acum să fac ceva sau să aștept în viitor o ocazie care să mă propulseze și chiar să conteze faptul că am intervenit. Am văzut la lei, la aceste animale foarte interesante, trece o pradă în preajma lor și cei care cercetează spun că leul cam așa gândește, deși nu era nimeni interviu unui leu. E, alerg după prada asta, alergarea mea, consumul de energie și cu ceea ce mă hrăni din pradă merită. Dacă nu mă ridic. Sunt aproape sigur că nu voi prinde, carnea din această pradă e prea puțină, așa că stau aici liniștit și mă de treabă. Aștept ocazii mai bune sau profit de orice ocazie zilnic în viața mea ca să pot să, eu știu, să cresc și să mă dezvolt pe slavă lui Dumnezeu? Dacă aștept ocazii mai bune, nu vor veni poate niciodată. Trebuie să folosesc acum ceea ce am cât mai bine și cu înțelepciune de la Dumnezeu. Și atunci vor apărea și ocazii. Însă dacă astăzi nu folosesc ceea ce am, cunoașteți din literatura populară, muieți sunt posmagii. Dacă aștept posmagi muieți, nu vor veni niciodată ocaziile de felul acesta. Însă dacă astăzi, cu cât am și cu cât pot, fac cel mai bun lucru pe care îl pot, mâine voi face și mai bine, voi învăța poate din greșelile de astăzi, nu le voi mai repeta și în felul acesta voi crește. Luca 16:10 spune așa Domnul Iisus, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios în cele mari. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Să nu așteptăm să vină ocazii mari deodată. Începem de la cele mici. Suntem credincioși în cele mici și apoi ne vom dezvolta. Cu perseverență, ne dând înapoi și poate că învățând din greșelile pe care le facem, dar nu ar trebui să uităm că toate acestea le putem face doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că astăzi fă cu ceea ce ai. În Vechiul Testament sunt câteva exemple, doar unul dau acum pentru că suntem pe final de emisiune. Dumnezeu îl trimite pe un păstor să devină conducătorul poporului. Și păstorul spune, eu n-am nicio vorbire dezlegată, limba mi este încurcată, nu pot, nu. Și atunci Dumnezeu îl întreabă, ce ai în mână? Un toiac, Doamne, păi păstorul ce să aibă în mână? Aruncă-l. Și toiacul se transformă într-un șarpe. Uite, în felul ăsta tu vei putea. Apucă-l de coadă, se transformă înapoi în toiac. Te vei duce la faraon, asta lui Moise îi spunea, și vei scoate poporul. Și a făcut lucrul acesta. De unde a pornit? Cu ce ai în mână? Poate că fiecare dintre noi avem un toiag, un talent, ne spune parabola că avem fiecare dintre noi. Folosește-l cu înțelepciune de la Dumnezeu și atunci se va dezvolta. Dacă tu lași toiagul acela, talentul acela și îl îngropi, niciodată nu va veni ocazia cea mare. Ocazia cea mare este astăzi dacă folosești ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Mulțumesc foarte mult, domnule Billy Cotruță, pentru prezența în această emisiune, pentru răspunsurile noastre. Cu drag. Domnule Bogdan Ferea, de asemenea, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și pentru răspunsurile deosebite. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Florin Rașcu, cu bucurie suntem la finalul acestei emisiuni. Nu știu dacă neapărat cu bucurie la final, dar cu bucurie am făcut o echipă bună astăzi și mulțumesc pentru colaborare. A fost bucuria mea să fiu împreună în echipa aceasta, să facem împreună emisiunile acestea și cred că bucuria aceasta este împărtășită și de cei care ne-au urmărit, ca ceea ce am învățat să ne poată conduce pe fiecare dintre noi spre împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult!
Stimați telespectatori, vă mulțumim foarte mult că astăzi ați fost alături de noi. Sperăm din toată inima ca ceea ce am învățat împreună să ne prindă bine și, dincolo de aspectele teoretice, să fie și aspecte practice care să ne apropie de Dumnezeu și să ne facă să fim mai eficienți în domeniul sănătății, în domeniul timpului, în domeniul banilor și, de ce nu, să înțelegem cu toții că ocazia de aur este astăzi, nu mâine. Dumnezeu să ne ajute să gândim așa și să Îl cunoaștem mai bine și să avem parte de viață din belșug pe acest pământ, dar și de veșnicia sa. Până ne vedem, vă spunem la revedere!